Salutare, fraților, ce faceți? Bine ați venit la un nou vlog de la mine. Băi, am fost la munte 4 zile și... Da, n-am făcut niciun vlog. Aia e, am venit să mă relaxez. Dar astăzi este ultima zi și am înțeles că mergem pe la Dinoparc, mergem pe Transbucegi, am înțeles. Și am zis să fac un vlog ca să vedeți și voi peisajele în caz că n-ați fost. Bine, de la Dino nu o să filmez pentru că nu cred că o să intru, dar de pe Transbucegi o să filmez pentru că, da. Așa că nu uitați, dați-mi un follow pe Instagram, le o să fie aici pe ecran sau jos în descriere și hai să trecem la vlog. Bă, voiam să vă anunț că dacă mergem pe Transbucegi o să ajungem la Babele sau ceva de genul, nu știu, Maria mai știe că eu n-am fost atent, dar acum vreau să vă arăt peisajul pe care l-am avut eu aici 4 zile pentru că este genial. Ia uitați, fraților, asta este o parte din priveliștea pe care eu am avut-o. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, doar că încerc ca să vă arăt. Ia uitați. Ia uitați, aici se vede mult mai bine. Undeva acolo în sus, dacă mergi, o să se vadă munții, dar chiar s-ar putea să, chiar să pot să vi arăt. Pentru că, ia să zic, că sigur pot să vină. Nu știu, eu îi văd, doar că, nu știu dacă, uitați, se vede un pic, uitați. Am dat cu zoom. Și aici am stat noi, bună Maria. Aici o grămadă de lemne. Aici se numește Poiana Mărului sau ceva de genul.
Am ajuns la Babe, Sphinx. Am luat-o pe Transbucegi. Am obosit. Nu mai pot. Am scos limba de 2 metri și mai avem o grămadă. Bă, pe aici am urcat noi și gândiți-vă că a fost drumul mai bun. Da, uitați ce e în față. Nu, uitați ce e în față. Salut, Maria, salută vlogul. Oricum nu s-a auzit nimic. Salut! Da, uitați. Dacă pic acum aici, nu mai apare vlogul. În caz că a apărut, înseamnă că n-am picat. E bine. Niu ăia, a ajuns săram la Sphinx, uite-l acolo. Dacă eu săram... Hai. Bă, a fost grea urcarea. Nu știu dacă se aude ceva, pentru că bate vântul și s-ar putea să nu se audă nimic. Uitați aici, vedem toată România. Bine, exagerez și eu, dar da. Gata, frate, am ajuns din nou la București. Suntem două zile înainte față de ce am filmat ultima dată pe munte acolo, la sus, la Babe, la Sphinx, unde am fost eu. Băi, pot să zic că mi-a plăcut la munte. Doar a fost nasoală partea cu urcarea, a fost urâtă. În schimb, peisajul a fost mua. Caterinca a fost mua. Distracția a fost mua. Și ce să vă mai zic? Da, mișto locația. Uitați-l și pe fratele vostru acolo. Așa că dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să zdrobiți butonul de like, ca să mă motivați când mai merg în concertii de genul să fac măcar câte un vlog. Eu aș zice măcar unul. Să vă abonați în caz că mai vreți să vedeți episoade de la mine. Mai am nevoie de un abonat și fac și eu 120. Vă mulțumesc. Și ne vedem data viitoare. Ciao.